De la Paris, Părintele Episcop Vicar Nectarie de Bretania, Sărătuna Părinte, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Cum e cu românii, cu credincioșii, cu biserica? Cum e munca dumneavoastră la Paris și în Franța? Eu sunt din mina lui Dumnezeu, sunt episcop vicar al Înalt Preasfințitului Mitropolit Iosif, care coordonează Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale. Sub jurisdicția Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Iosif este Arhiepiscopia Europei Occidentale, este Episcopia Italiei, este Episcopia Spaniei și Portugaliei și implicit cele două noi eparhii înființate a Marii Britanii și Irlandei de Nord și Episcopia Irlandei și Islandei. Cum sunt episcopicar, sunt rânduit de către Înalt Preasfințitul Iosif în toate comunitățile, în toate țările care sunt sub jurisdicția Arhiepiscopiei noastre, adică Marea Britanie, Irlanda, Scoția, Franța, Belgia, Olanda, Elveția. Deci misiunea este complexă, putem spune. Fiecare întâlnire în fiecare parohie unde ajung, sigur este un prilej de bucurie. Pentru cel puțin 13 sau câte parohii? Sunt în regiunea pariziană, sunt 15 parohii. Sunt și avem și o catedrală chiar în inima Parisului, putem spune chiar în Cartierul Latin. Reședința Înalt Preasfințitului Iosif este în sudul Parisului, în localitatea Limur. Sunt foarte, foarte numeroși românii în regiunea pariziană, dar pot spune că peste tot, pe oriunde am fost în cuprinsul Arhiepiscopiei noastre, am văzut comunități închegate, cu oameni foarte credincioși, foarte implicați în parohiile în care sunt. Sunt un milion de români în Franța? Aproape, nu sunt chiar un milion. Tu de întâlnire al românismului și al stării de spirit e la biserică, nu, Părinte Episcop? Sigur. Eu, nu doar ca și slujitor, mărturisesc lucrul acesta, afirm lucrul acesta. Este punctul de legătură, putem spune, că biserica îi unește. Și celelalte locuri de întâlnire sunt importante, dar locul de apropiere al românilor este biserica. Cei care, prin biserică, românii ajung să se regăsească, să se simtă acasă, să-și pună în valoare tezaurul și tradițiile și rânduielile de pe meleagurile de unde vin, dar mai ales să-și exprime credința și încrederea în Dumnezeu. Care este starea lor de spirit când vin la spovedit, Părinte Episcop? Cât de mult sunt legați de durerea că nu sunt acasă, că nu sunt cu ai lor? Unii poate de ai lor sunt la cimitir, dar mulți mai sunt în satul de unde au plecat. O întrebare foarte bună și vă mulțumesc pentru asta. Eu nu am ajuns dintr-o dată episcop, am fost și eu preot și am ocupat puțin de misiune și într-adevăr, se sudează o parohie, o comunitate, se întărește mai mult prin spovedanie și prin Sfintele Taine în general. De foarte multe ori, am mai afirmat lucrul acesta, dar îl spun și cu această ocazie. Pe român poți să-l scoți din țară, dar nu poți să scoți țara din sufletul și din inima lui. Ce frumos! Pentru că, vedeți dumneavoastră, în biserică și ajungând la Sfânta Liturghie, pentru credincioșii care sunt în toată diaspora română, să știți că este ca o resuscitare. Ajungând duminică la Sfânta Liturghie, tu de fapt te întărești ca să mai reziști o săptămână și mulți dintre ei poate ajung spre sfârșit de an, adică, mai bine spus, în vacanța de vară, în concediile lor, poate ajung în România, dar o parte bună dintre ei nu ajung. Dar vedem că prin biserică, prin venirea dânșilor la biserică, prin Sfintele Taine, prin participarea la Sfânta Liturghie, prin încreștinarea copilașilor, prin taina cununiei, vedem că, de fapt, se duce și mai departe ceea ce au primit dânsii atunci când erau în țară. Vin tot cu copii, că copiilor sunt francezi deja. Vin cu ei la slujbă, știu limba română? Foarte, foarte mulți vin însoțiți de copii. Sau, vă mai spun un secret, cei care nu știau de biserică în România și în țară,
să știți că au descoperit biserica în străinătate. Pentru că dorul de țară te determină să te apropii de Dumnezeu, te determină să te apropii de biserică. Și vin însoțiți de copilași. În mare parte, să știți, chiar dacă sunt născuți acolo copiii, în mare parte sunt vorbitori și de limba română, chiar dacă le este mult mai ușor să vorbească în limba franceză, luăm exemplul Franței, dar și în celelalte țări, mă gândesc că este la fel, dar eu le-am rânduit, pot spune așa, familiile care sunt în preajma mea, să vorbească acasă cu copilașii în limba română, pentru că ei oricum vor vorbi limba țării respective, pentru că studiază. Părinte, un mesaj, un gând, pentru că noi suntem o televiziune națională, ne vedem și la Londra și în toată Republica Moldova și în România, pe toate rețelele de cablu, un gând pentru români oriunde s-ar afla, la Paris sau la Madrid sau în Italia, nu știu, la Roma. Am auzit pe parcursul și zilei de ieri și ziua de astăzi, sigur, și în zilele următoare, am auzit mai toți de legătura aceasta care trebuie să fie între noi românii, să fie o legătură de frățietate și în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Că dacă l-avem pe Dumnezeu în inima noastră și ne manifestăm credința automat, zic eu implicit, trăim această legătură, această unitate care este și de neam, dar noi trebuie să o aplicăm și să ne manifestăm, să o mărturisim ca și unitate de credință. Am reținut și încheiem cu această frază extraordinară, că pe român îl scoți din țară, dar nu poți să-i scoți România din suflet. Așa este și cred că ceea ce am spus, de fapt eu am parafrazat pe un episcop care a trecut la Domnul, preasfințitul Vasile Someșanu, care a fost la Cluj, dânsul când venea și ținea conferințe la Paris, spunea lucrul acesta, afirma lucrul acesta și cred cu tărie, pentru că dincolo de țara în care trăim, nu trebuie să uităm țara de unde am venit și să fim mărturisitori ai credinței noastre, ai tradițiilor noastre locale, populare, naționale, să mărturisim ce suntem, să nu ne fie rușine niciodată că suntem români și că avem în spatele nostru o tradiție, avem o mărturisire de credință și avem tradițiile și rânduielile noastre, obiceiurile noastre populare și naționale. Astea ne vor lega întotdeauna. Mai ales că suntem români și punct, dar românii noștri sunt foarte valoroși oriunde au, chiar și aceia care lucrează în construcții, nu mai vorbim de medici, nu mai vorbim de preoți, nu mai vorbim de oameni care sfințesc locul, dar care dovedesc că noi românii suntem valoroși în Europa și nu numai, în toată lumea asta pe unde am ajuns. Și suntem, din păcate, vreo 6 milioane plecați, dacă nu mai mulți. Aveți dreptate și cred că diferențele acestea sociale nu fac decât să ne unească mai mult. Într-adevăr, și eu și dumneavoastră ați întâlnit oameni de diferite ranguri sociale, categorii sociale. Nu trebuie niciodată să se creeze o discrepanță. Cel care este pe șantier este în același timp un trăitor al credinței în Dumnezeu, ca și cel care este într-un spital, un medic, un profesor, un cercetător. Toate acestea trebuie să fie într-o unitate, pentru că, vedeți dumneavoastră, între zidurile bisericii sunt cuprinse toate categoriile sociale. Dumnezeu, pe fiecare dintre noi, ne primește așa cum suntem. Și locul intim al trăirii credinței noastre este inima. Este suficient. Inima plină, mergem la biserică să ne întâlnim cu Dumnezeu. Așa este, de fiecare dată, dacă îl purtăm pe Dumnezeu în inima noastră, îl și mărturisim, îl și exteriorizăm. Și când ajung creștinii pe care eu i-am cunoscut sau fiii mei duhovnicești pe care i-am în continuare, să știți că mi-au spus de foarte multe ori că intrând în biserică, de fapt noi ca și slujitori știm, dar intrând în biserică, intrăm de fapt în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, când se dă binecuvântare pentru Sfânta Liturghie, se spune binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Noi intrăm într-un spațiu sacru ca să ne sfințim. Și de aceea ne ajută Dumnezeu să mai rezistăm încă o săptămână. Să ne reîntâlnim din nou cu cei dragi în biserică. Este un lucru extraordinar.
să te întâlnești cu prietenii și la biserică. Te poți întâlni în diferite locuri, dar e minunat lucru să ne putem întâlni cu prietenii, cu familia și cu cei dragi din preajma noastră în biserică. Se sudează mult mai mult legătura românilor în biserică și legătura comunitară se întărește în interiorul bisericii. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute în tot ceea ce împliniți dumneavoastră.